Da, suntem din nou în direct pentru partea a doua emisiunii de astăzi. Vă spuneam că... Să zic de emisiunea de seară? Bine, mă, dacă ești cuminte, zic. M-ați renunțat la mine, da? Adică ați renunțat la un om deosebit ca să veniți cu un om și mai special. Da, o să povestim. S-a confirmat cu șoseaua. E un gen d'ampansament, o zi foarte complicată din punctul ăsta de vedere, foarte aglomerată. O zi în care avem foarte multe evenimente, dar tot se mută așa de la oră la alta desfășurarea acestora, conferințe de presă, miniștri, transporturi, de-astea, emisiuni, alegeri. Doar povestea asta cu venirea ministrului transporturilor ar putea amâna pentru mâine decizia PNL-ului. Cu toate că cei de la PNL o așteaptă ca pe ce vine apă caldă și poți să mai aștepte o zi, n-ar fi nicio tragedie, adică nu moare nimeni dacă mai așteaptă o noapte. Nu, moare. Adică ar mai putea aștepta o zi, nu e o tragedie. Importantă este șoseaua coritoare și ministrul și un angajament ferm, adică nu un angajament mincinos. Eu cred că lucrurile, dacă se vor întâmpla, vor privi și mercenarii PNL-ului cu mult mai multă îngăduință o noapte neagră. Poate chiar, știi, a cuțitelor lungi de cristal, știi? Sau a baionetelor fierte foarte mult timp la foc mic în venin. În venin, da. Da, acum mă gândeam ce supă de baionete, pentru că discutăm de un borș. Nu orice fel de venin. În venin de viperă imperială. Am înțeles. Da, nobil. Vorbeam de un borșuc mai devreme și spunea Manole că, domne, nu e... În planul celălalt... Că sună peiorativ, sună, așa. Adică are o componentă peiorativă dezgustătoare din punctul meu de vedere. La felul care a prezentat-o la momentul respectiv Mihai, această supă, această... Nu era peorativ. Nu. Câtuși de puțin. Eu aștept foarte mare... 5 de milioane de euro? Da. Grămadă de bani. Nu-i prost cine cere. E prost cine de... S-a uitat niciodată de asta. Eu cred că spunea Mihai de Ion Lungu că i-ar sta mai bine în Parlamentul României, că a învățat cum... Nu, ar putea face mai multe pentru Suceava. A învățat cum se face trafic de influență, sună iar penal. Persuasiune, adică ar aplica o tehnică de persuasiune pentru binele comunității, vine prea târziu. Din punctul meu de vedere, Ion Lungu trebuia să nu candideze anul acesta la primăria municipiului Suceava și să lase pe Ioan Bălan să fi fost Ioan Bălan din partea liberalilor, iar el să fi fost în Parlamentul României în această toamnă candidat pe loc eligibil la Camera Deputaților sau la Senat. Că altfel era, de exemplu, în Parlamentul României la Senat pe partea liberalilor, Cadariu și Ion Lungu, decât Cadariu și Steleana Miros, de gigantice distanțe, nu transatlantice, transcontinentale și după aceea transcosmice, știi? Adică ani lumină distanțe între Steleana Miros și Marele Canion, el vrea rifturi de astea. Ca să subliniez distanța mare între Ion Lungu și Steleana Miros, trebuie să vorbești deja de dimensiuni cosmice, nu de dimensiuni pământene. În cosmosul nostru mic, nu? Aici, da, nu nici pe departe. Ar fi fost absolut fenomenal, imbatabilă, redutabilă și formidabilă o listă la Senat cu Ion Lungu și Cadariu. Ion Lungu și Cadariu, am spus. Conjuncția am pus-o după Ion Lungu. Că sunt doar două locuri eligibile la Senat. Numai că s-a întâmplat cum s-a întâmplat cu scenariile alea macabre și din păcate Nelu Bălan și, să spunem, își pansează rănile pe primul loc la deputați, nu știu, e bine, e rău, asta e. Problema este că atunci, dacă se întâmpla lucrul ăsta, cred eu că și liberalii ar fi avut la nivel de județ alt procent, nu la președinția Consiliului Județean, ci acum în toamnă. Așa văd eu lucrurile, nu știu de ce, dar eu așa le simt. Am pornit discuția de la 5 de milioane de euro, de la Ion Lungu. Da, e complicată cu termoficarea din Suceava. De fiecare dată povestea revine în același sens și devine, deranjantă la un moment dat. Avem nevoie de 50 de... Deci luăm de la Uniunea Europeană 25 de milioane. Ne mai dă guvernul din banii noștri încă 25 de milioane de euro ca să rezolvăm o problemă care va muri în curând. O secundă. Ca să îngropăm banii ăștia, ascultați-mă că știu ce vorbesc, să îngropăm la propriu și la figurat, nu mai zicem, ca să amânăm o moarte iminentă.
Că noi da, asta adică facem, oameni buni. E o prelungire a agoniei. Și știi de ce îți spun lucrul ăsta? Nu, e regulă cu sistemul ăsta. Am lucrat 2 ani de zile la o televiziune din Botoșani și cunosc locul de acolo. Deci modern calorul Botoșanului, cum e la noi termica, n-a ajuns în fazele astea experimentale, suprarealiste, cu buștean, cu eco, cu certificate verzi, dar a avut la certificate verzi, au investit în acea termica lor 28 de milioane de euro. Poate chiar mai mult, nu știu, dar știu că în jur de 30 de milioane de euro, 28 știam eu. 28 milioane. Au făcut din modern calorul ăla o super chestie, supraproductivă, au eliminat cost, pierderile de aici, de acolo, au refăcut toată rețeaua. Și în Botoșan sunt 40.000 de centrale pe gaz și mai au 1.000 de consumatori. Centralizați. Centralizați. No. Dintre care o foarte mare parte sunt ale lor, ai lor, angajaților, pentru că e moca. 50 de milioane de euro, dacă ne dă guvernul 10 milioane de euro, rezolvăm problema cu, punem centrale la tot suceveanul de apartamentul. Dar gură, iar ia Băieșanu și pune înapoi, le dă la tot câte o centrală termică și una de rezervă să o ținem de barat dacă strică cealaltă. Ești curios azi cu ce este domnul Băieșanu? Vorbesc serios, e o curiositate de aia. Domnule, ce... Eu vă spun, zis cu ce minciuni mai îmbracă în ceva, no, adică mai pune iese ceva. La încălzit, iese la încălzit, îți spun e clar că iese la încălzit. Instituiește al sportului. E face prima mișcare. Dragul meu, da, exact. Mai face o mișcare, mai spune da, ceva, dar mesajul da, principal e ăsta, că trebuie când să murit. Mesajul principal e că n-a murit candidez. Mă cred că era o întrebare... L-a văzut el prin bazar, pe acolo, prin zona comercială pe domnul Băieșanu. Se implica foarte tare. Dar tu ce căutai în bazar? Eu ce căutam în bazar? Încă informații. Am mirosit... Loc de dănuț. Știrea. No, el a mirosit că pe acolo îți poate câștiga ceva. Ce poate câștiga un ziarist din bazar? Nu, adică poate din Nicoșeu. Poate informații, că în rest ce n-ai văzut. Doar informații. Uite, spre exemplu, monitorul de Suceava avem 31 de chioșcuri au fost scoase afară din bazar. Și controlată a doua zi de inspectorii ANAF. Vedeți și căutam adică în bazar. Au scos dinamita în afara spațiului, nu? Nu, erau alea care nu sunt mai complet. Acum ați înțeles mai simplu. A, erau alea care erau doar, știu, nu e meu, nu? Erau alea care erau, țineau loc de depozit. Nu știu de asta. Sunt niște fenomene foarte interesante. Acolo în bazar trebuie să fiți foarte atenți. Nu scoți orice fel de chioșc în afară și nu oricum și nu oricând. Și îl scoți azi, îl controlezi mâine. Îl controlezi mâine, hai. Maestre, deci o secundă, dar nu ne mai înțelegem. Într-adevăr, eu am mirosit urma banilor. Acolo, în bazarul Suceava, încă se fac afaceri interesante. Se fac bani. Adică se fac bani ca să trăiești la o zi, la alta, la o limită a pauperității. Da, de pauperitate înseamnă de la 5.000 de euro în sus. Nu cred. Oamenii care trăiesc acolo, care trăiesc de pe urma bazarului, angajații și muncitori de acolo, într-adevăr, sunt foarte neclăjiți. Sunt la limita supraviețuirii. Nu la supraviețuirii, a decenței. Dar cei care coordonează mișcările nu prea... Să zici că au fost chioșcurile de lângă gardul ăla cu bazarul privat, cu bazarul statului scoase? E o combinație acolo, e o întreagă poveste. E foarte complicată povestea acolo în bazar. E mai bine să nu dăm verdicte. Nu, dar eu cunosc foarte bine zona din toamna când în bazar curgeau râuri de gnoroaie, se făceau garduri tip Auschwitz, Birkenau. Nu Auschwitz, Birkenau. Cine crede în coincidențe, bine, cine nu crede... Când îți trage un gard peste genunchi, cum e asta? Da. Vinerea trecută. L-am văzut pe domnul Mihai Ștefănoaia. L-am văzut la Consiliul Județean. Nu l-am văzut pe domnul Ștefănoaia la Consiliul Județean. Să nu vă simte la emisiunea lui Ioan Maloane de alalter. În anticameră la Gheorghe Flutu. Dacă stau până la capăt, mă sinucit. În anticameră la Gheorghe Flutu. Deci eu nu l-am mai văzut pe domnul Ștefănoaia. Nu l-am văzut niciodată în anticameră la Gheorghe Flutu. Săptămâna trecută l-am văzut. Mihai, în anticameră la Gheorghe Fluturi, eu zic că e mai puțin decât în pole position la Bucovina TV, adică vreau să spun că Mihai Ștefănoaia a fost invitatul meu o oră și jumătate și vreau să spun că e mai puțin în sensul nu neapărat decidentului politic sau interesului de o anumită natură, ci a expunerii. Dar ce emisiune ați discutat? Am vorbit despre mai multe, că eu fac un serial cu el. Și cu bazarul ați discutat și nu am discutat de bazar, am vorbit de ieri. Au vorbit acum vreo nu știu cât timp de bazar. Am vorbit în perioada când chiar erau când Ion Lungu nu candida pentru liberal, când în februarie se spunea moarte Ion Lungu, Ion Lungu este istorie, Ion Lungu e un ticălos, Ion Lungu ne-a mințit. Nu, s-a spus în politica liberală, suceveană. De astăzi înainte, candidatul nostru este Ioan Bălan. Ion Lungu s-a dus, ne-a trădat, ne-a mințit, ne-a înșelat, ne-a... Nu putem ne-a... face clipuri cu el, nu este un om care... Nu facem clipuri, nu ne fotografiem cu el, nu nimic. Era în februarie, ne-am uitat foarte bine. Nu e un vizionar, nu face proiecte, mi-aduc aminte discursul ăla. Nu face proiecte, e lene și nu accepta alt punct de vedere, e irascibil, nu contează echipa, nu a știut să-și consolideze o echipă. Februarie-martie. Până în martie, când în martie a venit Blaga și a zis că
Ioane, fratele meu Ioane, ce unde dintr-o dată Ioan Lungu, da, Ioan Lungu se duce spus că băieșanul cheamă până la satul mare. Bolojan. Nu de la Bolojan, e de la satul mare sau de prin Oradea, nu știu. Satul mare pe acolo. Da, tot în zona. Aveam noi la un moment dat o televiziune din satul mare Oradea pe care o respectam extraordinar de mult. Aveam niște promouri de dreptul genial. Da. Dar fai de cap. Ah, tu nu știi? Nu. Deci genială. O emisiune relaxativă. Relaxativă. Da. Vai de mine. Știu că atunci vă invităm să înfierarea proletară a omului care nu știe să facă echipă și care nu știe să comunice și care și-a trădat partenerii din război în tranșe punându-li baioneta la spate când ăștia tocmai au adormit o leacă în liniile de apărare ale patriei, împușcându-i în șafă, adică pe la spate într-un mod laș, nedrept și inuman. Ca să concretizăm, le-a dat o cea ție în lungă, de nu s-au văzut. Dar și dintr-o dată Ion Lungu, a spus eu că băieșanul Ion Lungu este altarul nostru. Ion Lungu este icoana noastră. Ion Lungu este șansa noastră. Ion Lungu este chintesența liberalismului absolut. Ion Lungu este victoriosul nostru. Mergem în echipă și vom demonstra lumii că Ion Lungu este cel mai bun. Eu înțeleg că nu vă place de Ion Lungu, dar sucevenilor le place. Păi dar n-am spus lucruri. Nu sunt de acord cu tine cu chestia asta, că le place la modul general. Pentru că la vot s-au prezentat 40% din suceveni. Marius, 40% procent foarte mic, Marius. Față de celelalte, de acord cu tine. 4 Ion din 10 s-au prezentat, din care 1,8 suceveni din 10. Hai să... Deci nu putem spune că sucevenii l-au vrut. Asta dacă o iei strict o sensul ca statistică, dar știi dacă, foarte dacă bine dacă o iei pe extensie logică, toți plătesc. Toți oameni 10 plătesc. Oameni buni. Doar 1,8 l-au vrut pe Ion Lungu primar. Eu nu sunt încă 100% lămurit care e practic numărul de suceveni care e numărul de votanți care sunt trecuți pe listă. Pentru că eu cred că, noi, în primul și în primul rând, de aici avem niște mari diferențe. Da, sunt niște unii de care sunt la trecuți Suceava, acolo pe... Diferența a făcut o diaspora. Da, prin neprezentare, prin neprezentare. Păi, bun, și adică s-au deci mai votat în numele astora. Știu în câte, foarte în câte comune au venit băieții cu autocarele din diaspora ca să voteze? La Bosanci, au venit și la Bosanci. Cum l-au făcut pe băiatul ăla primar? L-au făcut frumos. Ale. Nu? Deci, a zis omul ăla, vreau primar. Problema s-a pus așa aici. Dacă nu-l vroiau pe Ion Lungu sau pe ceilalți, trebuiau să se prezinte la vot. Am vorbit și ieri de votul de blam, de votul alb, de votul nu știu ce. Dom'le, n-au niciun argument de partea lor. Deci a fost o zi extraordinar de luminată, însorită, fără ploaie, fără vânt, fără crengile la pământ. Corect. A fost votul de la Suceava din 2016, a fost votul electoratului captiv al lui Ion Lungu. Exact. Și talibanizat. Al lui Ion Lungu și nu al PNL-ului. Că al PNL-ul a contat într-o măsură mai mică sau mai mare, pentru că după aia s-a deja mai împărțit el un pic. Așa, al lui Ion Lungu și al PSD-ului. A fost foarte clar. Băi, și-au văzut cât are, PMP-ul a văzut cât are. La revedere, o zi bună. Asta s-a închis povestea. Pe matematică asta vorbim. Pe PSD, domnul doctor Brădățan a scos cel mai bun scor al PSD-ului în ultimul timp. Da, deci pe matematici de asta vorbim, pe rezultatele votului, pe comportamentul social și pe implicarea, cum spunea Mihai, a societății civile. Eu știu că în statistici erau 10 trebuiau să se prezinte la vot. Dacă s-au prezentat doar 4, asta nu înseamnă că ceilalți nu trăiesc în Suceava și că nu sunt consecințe, că nu trăiesc consecințele celor care au decis care s-au prezentat și au fost activi. Și argumente de genul că era ploaie, era vânt, era lapăviță, mi-a murit copilul vaca Edu, nu sunt, pentru că a fost cea mai frumoasă zi de care o știu eu electorală, adică atât de la început până la sfârșit. Da. Da, nu, ca nu, zi nu, de vot. N-au argumente de genul buletinului meteo. Deci, secundă, Ion Lungu le-a dat ceață PNL-ului și PSD-ul, ca să ne înțelegi. I-a bătut și până și pe acolo. De asta lucrurile s-au închis. Deci de aici nu mai discutăm. În momentul de față de asta și Ion Lungu are o influență extraordinară în PNL. Pentru că el a demonstrat că electoratul lui a făcut primar PNL la Suceava. Nu electoratul PNL-ului l-a făcut pe Ion Lungu primar. De data asta. Eu vorbesc de data asta, nu vorbesc de altceva. De asta spunea și Mihai, probabil că între Ion Lungu, și nu am spus-o de mai multe ori, dar văd că în ultimul timp nu mai zice nimica de asta, că între Gheorghe Flutur și Ion Lungu cum este o falie. Mai devreme?
Ai zis-o? Am zis-o mai devreme. Poate ai îmbrăcat-o și tu într-o metaforă care mi-a scăpat. Mi-a alunecat așa ca un pește cleios. Nu are cum să nu fie o foale. Deci, eu de fruturi vreau să-mi calice pe primăria. Mihai vorbește mult mai concret. Adică... cum din am detectat? Cu metaforele, că trebuie să stau cum din am detectat-o, măi, Marius, măi, cum din am ca să revenim acum și la discuția cu listele la PNL. Aici e foarte interesantă bătălia. Eu cred, din punctul meu de vedere, din analist politic și comentator politic, o spun în felul următor, este o foale. Deci nu vă vine a credeți. Dar deocamdată nu argumentez decât cu rezultatele indirecte a unei liste. Eu vă spun că eu nu... Vă trebuie un dată și de pronosticuri ce dați. Nu vrea să fie călărit de Gheorghe Fluturi. Gheorghe Fluturi încearcă prin tot felul de mijloace... Să se baricadeze. Să-și creeze... Cum aveau romanii? Să-și creeze o fortificație. O fortificație, nu un casul, dar bun, la el din trupuri umane. Adică din, să-și creeze din, o gardă pretoriană care să fie... să-l protejeze de atacul direct, adică de baioneta înfiptă direct în ceafă, știi? Ion Lungu n-a fost niciodată ușor de controlat și n-a fost niciodată ușor de încălecat din punct de vedere politic. Între ei, între Gheorghe Fluturi și Ion Lungu, disensiunea a început să apară de prin 2013-2014, în momentul ăla în care, dacă vă mai aduceți aminte, Ion Lungu a simțit pasiune pentru Victor Ponta. Și a simțit așa la mult. Da, dar Victor Ponta era într-adevăr seducător. De ce nu-i găsești circunstanțe atenuante? Păi omul ăla era ca o apariție fulminantă, de o frumusețe absolut paralizantă. Da, și-am întrebat și-am întrebat să ducă ideea pe cum n-are voie? 14, Gheorghe Fluturi venea la Ion Lungu cu Claus Iohannis cu cartea aia Pas cu Pas, la care Lungu îi spunea, ia fă pași. Îi dădea cu pas. Fă pas. Când a venit, când s-a sucit puțin lucrurile, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat acolo la votul ăla, că diaspora văd că nu mai există milioanele alea de români din afară, sunt numai 10.000 care vor să voteze, restul sunt cu minciori. Care vor să voteze și care sunt curați. Adică curați în sensul că au curajoși, au domiciliu și care nu se ascund pe sub poduri și nu riscă nimic. Știi? Ceilalți vor veni la vot, probabil, în număr la fel de mare, dar dreptul nu îl poate lua nimeni. Absolut. Dar e treaba lui. E cumplit pentru că la felul în care reacționează statul român, am înțeles și eu. Ăștia sunt speriați. Tu îmi ceri toate datele, înseamnă că când intru în țară îmi cer impozitul. Parc statul român nu știe ce cetățenii are în Excel. Știi? Exact. Adică, da. În momentul Mihai, a fost 2014, datele... când s-a rupt lanțul de iubire la Suceava între Gheorghe Fluturi și Ion Lungu, lanțul ăsta s-a mai... au mai dispărut câteva verigi în momentul în care a intrat în ecuație Ioan Bălan. Meciul dintre Ioan Bălan și Ion Lungu a fost disputată la niște cote destul de înalte. Eu realizam pe vremea respectivă emisiunea la un post de televiziune regional local, concurent cu al dumneavoastră, în care l-am văzut de foarte multe ori și pe Ioan Bălan și pe Gheorghe Fluturi susținând un discurs anti-Lungu. Da, s-au unit în februarie și da? Eu mi-aduc aminte de conferința de presă din 8 ianuarie 2016, anul acesta, când în loc să-i spună la mulți ani lui Ion Lungu de Sfântul Ioan, i-au dat temenie. Dar la sediul partidului am fost cu toți acolo când am spus ce v-am spus din aur. Ion Lungu este istorie, Ion Lungu este în altă tabără, Ion Lungu n-a știut să, n-a știut să, n-a știut să. Noi mergem mai departe cu Ion Bălan. Care e problema? Deci există o falie... Mi-a spus cineva creierile. Nu, Doamne ferește. Există o falie considerabilă și foarte adâncă între acești doi oameni politici. Ion Lungu nu mai dorește să colaboreze cu Gheorghe Fluturi din perspectiva decât de partener egal. Gheorghe Fluturi în general nu știe să aibă partener egal la dialog. Da, aici îți dau dreptate. Greu acceptă Gheorghe Fluturi să ca cineva să vorbească mai frumos, mai bine, mai carismatic, mai prudent decât el, să apară mai des pe sticlă. Sunt două personalități extraordinar de puternice, două forțe politice. Cea mai importantă, dovada forței, și nu dezvolt mai mult, a lui Ion Lungu și influenței lui la nivele înalte sau la niveluri, dacă vrei, acest plural, este ce s-a întâmplat cu primarul de peste noapte, cu primarul de... Nu s-a mai întâmplat nicăieri în istoria DNA-ului din România. Ca o ordonanță beton să fie anulată de București. Să știți, ia în calcul lucrul ăsta că m-am discutat cu specialiști în drept care au memorie și au spus ce-a întâmplat la București. Deci o spuneți în emisiune la mine, dar aveți dumneavoastră emisiunea. Nu, vreau să spun că doar atât am spus și am pus punct aici. Influența lui Ion Lungu a fost dovedită și duminică seara și nu mai dezvolt. Da, credeți că influența asta lui Ion Lungu va însemna retragerea dreptului învățătorului nostru să mai facă emisiunea acest post de televiziune? Nu.
unul și la radio ori poate să spună ce vrea, știi, că nu se întâmplă nimic, dar nu că eu iubesc radio și vocile în general. Deci, și din păcate viitorul e al radio-urilor. La emisiunea ta, emisiunea ta să ai la CNA după aia să vadă. A, se revin la ce vreau eu să spun. Dar eu n-am comentat decât o întâmplare reală. Ce-am mințit aici? Da, da, spus-o cumva așa. Cam, cum cumva? Ce? Crem. Nu, am vrut să vă opresc din dealul. Ca să continui povestea. Da, să știu de la cine... să bag la cap nu, chestia asta. V-am derutat puțin și nu știați ce anume vreau să fac. Știind că eu nu sunt foarte sănătos, să vă opriți, că asta e mai nesănătos ca noi. Dar eu... Nu se poate că... Da. Da? Hai să încercăm să fim coerenți. Da. Ziceam, pe listele astea, ale cui sunt personalități? E foarte important la PNL să discutăm de la antepescuri. Nu e simplu. Nu e simplu, pentru că Lungu are susținerea lui și electoratul lui. Gheorghe Fluturu vrea să-și continue influența lui. Nu am crezut că cei 5 și cei 2 ai cui sunt. Sau cum au ajuns, prin rodul căror jocuri de culise au ajuns acolo. Cine și asumă ca lider politic? Ulterior. Păi eu mă duc acolo și spun, băi, că se votează. Hai, eu, acum, eu cel puțin doi... Dar eu sunt Ion Lungu și spun, nu-l vreau. E foarte greu. Totu, eu cred că totul pornește la această enigmatică, misterioasă și aproape și evident neașteptată retragerea lui Pardău. Totul pornește de aici. Știm foarte bine ce relații solide, oneste, bărbătești și de altă natură sunt între, și când m-am referit la asta, m-am referit între doi oameni civilizați și oameni puternici politici, Pardău și Lungu. Da? Păi scumetri. Păi da, nu pe lângă faptul că scumetri, dar băi, așa nu are 200 de metri. Ce crezi cu toți, înțelegi? Tu spuneai de neauri. Oamenii ăștia chiar crede cu metrii. Păi tocmai de asta. Băi, așa nu crede doar în... Deci de, totul pornește la enigmatica retragerea lui Pardău. Motivația lui, adevărata motivația retragerii. Și de aici putem specula. Dar pentru cei cinci... Dați așa, dați camera pe mine. Eu sunt mai gâgă la faza asta. Cum adică Pardău s-a retras? Da, ai știut? Aoleu, mai este, nu, să-l punem la punct. Nu, dar învățătorule, dar nu se poate. Învățătorule, am eu de aia, băi, învățătorule, voi în emisiune, ca să fie la băgeastele astea politice. E o tentativă de asumare. Azi, domnul Eugen Constantin Uricec mai e pe vă listă? Da. E pe locul 10. Da? La PSD. Deschide lista. Deschide lista la supleanță la PSD. La pe 10 astăzi, plus 3. Astăzi, la ora care discutăm noi... Adică la supleanții pe ce poziție? La care? La deputați? La supleanță, la deputați. Adică pe 6? Nu, pe 11. Pe 11? Plus rezervii de supleanță 2. Păi da, dacă ajung la putere, ministru, ministru secretar de stat, director de regie națională a pădurilor, RNP, și gata. Prefect, vin apoi, că de unii ei prefecți. Așa a pățit Romica Andreica, dacă nu la PSD, PSD-ul are prefectul în buzunar. Întreabă-l pe prietenul tău, Aiata Lacu, de la benzinărie. Prefectul Sucevei pentru PSD este Ovidiu Donțu, spun eu. Aiata Lacu, pe el acolo vă zic. Dacă mergem în termenul ăștia, țin să fac remarca, domnul jurist, avocat, pledant, Ovidiu Donțu. Dar eu îi spun Ovidiu, dar ce-am greșit dacă i-am spus Ovidiu Donțu? Prea puțin. Prea puține titluri. Prea puțin și nu. Eu dau, după mine titlurile se dau după ce scriu o cerere de butelie și îți văd scrisul. După aceea discutăm altfel. Da, nu cred. Astăzi la ora, nu vreau să mai continui că risc să intru într-o zonă. Astăzi la ora la care discutăm, Dumitru Pardău, la ora aceasta Dumitru Pardău nu mai este în cărți. Dumitru Pardău a anunțat că se retrage. De ce? Deci nu mai este în cărți că nu a vrut el. Știu, asta nu știu. Nu știu, de asta am spus. Da. Nimeni nu știe care e adevăratul motiv. Deocamdată. Așa este. Lungu îl vrea pe Dumitru Pardău acolo, se putea baza pe Dumitru Pardău. Era un element în care se putea baza. Pe cine își asumă eu Lungu de aici înainte? Cui se va duce? Care din cei 5 viitori deputați și un senator, ca va fi reperul lui de nădejde. Se va duce și se va închina... Și eu știu cine și nu știți și voi și... Nu știu. Eu nu știu. Eu știu. Cine? Eu îl suspectez pe Radu Sorogin. Că va fi preluat de un număr. Bă, du-te mă de aici. Da? Eu îl știu... Și domnul Ion Lungu, voi, nu luați pe Radu Surgiu în brațe. Domnule, nu se discută în termeni ăștia. Eu atâta pot să vă spun că Ion Lungu se va sprijini pe foarte, foarte mult, chiar bărbătește și prietenește pe Bogdan. Scurt. Bogdan... Da. Și n-am mai... Și am, înțelegeți foarte bine ce spun eu lucrul ăsta și consider că e și corect așa și consider că dacă ceea ce ai dat tu și... Nu știu, mai dat-o cineva? Așa, dacă ceea ce ai dat-o tu este real și e loc eligibil, eu cred că asta este varianta cea mai apropiată de adevăr. Restul
aventurieri ca ăsta de la Neamț, trecut prin filtrele conjugale, că nu știu ce se întâmplă, iartă-mă, te rog, dar toți cei care că vorbeați adineauri de Crin, că în viața lui Crin misterioasă și a serviciilor secrete, acolo cea mai purtătoare de emoții și de informații este canapeaua lui, așa, domnul ăsta, cum îl cheamă, de ce râzi, măi, Mihai? Canapeaua lui Crin a dat lumii tot felul de lideri și oameni politici puternici. Canapeaua aia. Da. De poate ne dăm judecată și canapeaua acum. Canapeaua lui Crin. Bă, nu știu, dar... Marius, canapeaua lui Crin a jucat rolul de canapeaua lui Freud. Așa, ca să... În istorie, știi? A intrat în mit, în legendă. Deci, psiholog, te dă la Crin. Acest, dacă domnul Surugiu intră pe poziție eligibilă la Suceava, sunt convins că nu este omul lui Ion Lungu. Ba, da. Nu pe el se va sprijini Ion Lungu. Ba, foarte mult se va spune. Ca să rectific, sau ca să mă exprim altfel. Radu Surugiu, prezența lui Radu Surugiu pe liste... Stai așa, eu am o idee. Luăm 2 minute de publicitate, după care revenim... Dați așa de vreme, că luăm la fără 20. A, când plecam eu la conferința de presă. Deci, acum e momentul de publicitate, da? Două. Ok, publicitate, revenim.